Ne-am luat puterea de dimineață și e timpul să pornim spre terminalul de bus, 3,7 km din zona asta, și sperăm să găsim un bus care merge spre Nizwa. Nizwa. Am ajuns la stația de bus. Se numește Mwasalat. Asta este numele companiei de busuri cu care poți să ajungi în diverse locuri. Cam poți să ajungi în majoritatea locurilor. Asta am găsit stația de bus, plătim cu cardul, 6 reali, 8 pentru 2 persoane, dus întors. Și întorsul avem direct în aeroport. Așa sunt liniile de bus care merg în toate zonele. Muscat este foarte mare, are cam 100 de kilometri. Edita mai e orașul. Ce e ca lumea e că ai Wi-Fi. Ai Wi-Fi în bus. Așa arată biletul. Plata e bine de știut, se face doar cu cardul. Cash-ul nu este acceptat. 6.800, întoarcerea directă în aeroport. Super preț. În față avem o mică istorie a acestei companii de transport care a împlinit 50 de ani în anul 2021. În 72, 77, un student în 78. O poză din 83, atunci când cineva spăla busul. O benzinărie, tot din anul 83. Service 86, 85, deja au fost introduse busurile de lux. O imagine din mers. Busuri școlar. O imagine din 88 și mai jos avem imagini mai noi din 2018, deja 2020, arată total diferit. Ne-am instalat, ne-am umplut și sticlele de apă. 3 ore și un sfert cu acest bus până în Nizwa. Merge foarte multe lume cu busul din cauza că sunt foarte multe mașini. Femeile sunt inexistente, sunt 2 femei. Nizwa. Să organizăm. Am ajuns în Nizwa. Am dat 4 € de persoană pe bilet. Busul are internet. Se numește compania Mwasalat. Mwasalat numărul 53, care merge spre Nizwa. 3:34 am ajuns în Nizwa, fix la rugăciune. Nu avem cazare, dar ne-am orientat în bus și am găsit ceva economic. Mergem să vedem care e treaba. Stânga sau dreapta? Dreapta. Papaya și banane. Uite-le aici bananele. Știi că au cel mai vechi sistem de ăsta de irigații. Falaj se numește. Și parcare. Parcare boierească. Wow! Ce vechi e asta, ha? Da, chiar. Făcut din cărămidă. Pământ. O clădire foarte veche. Ruine. Peste tot miroase a tămâie, pe orice străduță intri, dai de un damf de tămâie. Nimeni pe străzi. Altă ruină. Ursul. Wow! Mult și curând chiar. Am luat o cameră împărțită. 4. Uite de-ți fi. Sala de mese. Ne instalăm la 4. Azi dormim în paturi separate. Aceasta este camera mea. Momentan n-a mai venit niciun oaspete. Camera ta. Am băgat și un somn de jumătate de oră. Avem și pe explorare. Hai. Fetele și-a pus mâna la față. Să începem cu supa de shrimp. Creveți. Shrimps și cu o supă la pahar. De shrimps. Shrimps mishkaki. 2,50 fiecare device. În final, un orășel micos, nu mai puteam sta în Muscat, că e prea mare orașul. Aici te simți mai cam povești. Și în sfârșit street food. Albo. Oalele tradiționale. Polișca. Polișca. Sau le poți folosi? Felinar. Piața de dulciuri. Dulciuri tradiționale, am încercat și noi. Tămâia. Fresh camel milk. Camel milk. Sweet, sweet, sweet. Ce-s asta? Ciocolată cu mușchi. Bijuteriile. Halvaua din curmale cu festic. Cu miere, cu zahăr. Zahăr brun, migdale, fistic și aici fistic crud. Și ne-a invitat acum să încercăm din fiecare plus cafeluță. Dar e coadă în fața noastră la degustare. Degustare, degustare, nu știu. Cea mare am întrebat, costă 5 reali. 10 reali, 10 euro, mă rog. 10 euro. Dar vine direct, e metalic asta. Metal, dacă îți vine să crezi. Nu, e plastic. Ai un plastic mai așa. Un plastic mai așa. Și asta cât e? O 600 ca lumea. Asta nu știu cât e, dar n-a zis că are cutiuțe mici care acum s-au terminat și costă 2 reali. Fistic prăjit. Fistic. Halvaua tradițională din Oman. Trebuie neapărat probată. A, uite că scrie și aici prețurile. 3.5. Aș mai bea la 2. Degustare serioasă. Care ți-a făcut mai mult? Dacă guși de la toți din market, deja ai mâncat o cutie. Mama mia! Ha, ce tare! Dar nu, asta e... Ce poți face cu un capac de mâncare? Să ți-l faci pălărie direct. Să pui în cap. Asta se pune peste mâncare, când vine mâncarea, hap, l-ai pus sau te-l pui în cap. Asta caldă. Curmale, curmale, luxury. Procedura e în felul următor, se pune apă, zahăr, sirop de curmale și după se lasă să fiarbă până se îngroașă și după se adaugă diferite... Se strecoară și după aia se adaugă în funcție de preferințe. A, și lapte, laptele, am uitat de lapte. Lapte, că am văzut că unele au lapte de cămilă. Studenții. Fructe. Tămâie pe ales. Începând de la 3 până la 8. Nu, uite pe asta, cât costă? 30. 30, oh, 70 de euro. Wow! Lămâie. Wow! Lemon. Lemon. Și asta e ulei. Ia. Șucran. Medium sweet. Ceva mediu. Mediu, dulce mediu. Asta-s chiar bun. Nu sunt prea dulce. Cuțite. Parcare de motociclete. Am luat la suflet. Foarte curat și foarte frumos acest orășel. La prima impresie. Bine că am venit. Era să rămânem încă o noapte. În muscat. Poate unde era parcada asta, știi, ca să te bași cu ea pe stradă să lase mici. În această zonă putem să găsim cele mai autentice moschee. Aceasta a fost recondiționat, chiso, după COVID-19. După COVID-19. Ah, ce placă i-au făcut. Păi seama cu COVID-19, mare placă. Ce idee interesantă. Și pe aici intră furtunul de apă. Frumos. Simbolul Omanului în fața noastră. Nu se aude nimic aici. Am luat niște gustări 101, 5 lei 4 diferite. Meniul. Meniul zilei. Runda a doua, bonusul serii. Frigărui cu creveți. 2,51 €. 2 € 4 frigărui. Mare coadă în fața noastră la acest loc de unde se pot cumpăra frigărui de miel, pui, creveți